pentru miros, am văzut că introduc nasul cât mai mult în pahar, iar atunci când inspiră, simt gura deschisă, tocmai de vreau să faci o ventilație cât mai bună. Trebuie să încercați. Ideea este că trebuie să se identifică niște arome. Ne poți aduce și apa, te rog? Da. Pentru gust, am văzut că irlandezii au o cantitate moderată de lichid, deci nu tot lichidul pe care l-ați primit în pahar. Iau o cantitate moderată de lichid pe care o plimbă în gură, ca atunci când faceți gargară. Țin lichidul timp de 3-4 secunde pe vârful limbii și după aceea înghid lichidul și încearcă să-l înțeleagă, să-l savureze, ca atunci când savurați o ciocolată sau mâncare care vă place. După care înghid lichidul și expiră, foarte important este să expirați pe nas. După ce faceți acest lucru, vă puteți întoarce la primul procedeu, acela de mirosire. Ideal ar fi să adăugați 2-3 picături de apă, pentru că atunci când adăugați apă în alcool și mai ales în whisky, whisky-ul se deschide și poate să simțiți aromele mult mai bine. Okay? Nu o să insist foarte mult pe lichidul din primul pahar, pentru că se presupune că este primul alcool pe care îl consumați pe ziua de astfel. Ce adevărat. E adevărat. Din păcate. Adică depinde. Dacă m-am oprit din băut la două noapte, spune tot pe azi sau pe azi? Pe azi. Deci, nu știu nimeni ce aromă poate să aibă un whisky. Mă, mie se pare tot timpul că simt o aromă de lemn. Întrebarea mea este când ai rostul lemn? Și de ce? Nu are să simte gustul. Este ca un parfum. Trebuie să identifica niște arome. Mi se pare că miroase foarte subtil a vanilie. Și, nu știu, ceva floral. Mie te-a văzut și la voastră. Este diferit. N-am de unde să știu. Dar parcă nu mai simți mirosul din asta. Cred că e prima dată când văd o diferență între whisky. Da. Da. Să vezi la sfârșit. Dar recunoști că niciodată n-ai băut. Tocmai de aceea facem acest blind whisky taste. Pentru că dacă consumați un tip de whisky într-o săptămână, în a doua săptămână consumați un alt tip de whisky, aveți cum să vă faceți. Are un buchet de alcool mult mai... Da, așa se vede. Da, al doilea, avea tip de whisky, se diferențiază categoric față de primul. Are ceva... Are ceva mai gând, așa mai cremos, nu? Nu, din contra, mi se pare să mai... Bine, asta e parcum mai primul. Nu, aroma, refer la aroma. Identifică cineva aroma? Ce parfum? Ești scopi? Mi se pare, de exemplu, al doilea mi se pare că este afumat. Da, da. Și de ce răspundeți? Nu este răspunsul corect sau răspunsul greșit. Pur și simplu spuneți cum vi se pare. Între primul pahar și al doilea pahar, care v-a plăcut mai mult? Primul. De ce? Asta e un pic cam afumat. Acum că ai zis-o, într-adevăr, simt. A, ce, și primul era afumat sau de ce ai zis ăsta? E cam afumat. E foarte afumat. Al doilea. Da. Negrav nu spune.
Al treilea set de pahare, te rog, ideal ar fi dacă puteți să puneți paharele într-o ordine, să știți care a fost primul, care a fost al doilea. Să vină unul. Cine pune la stânga, la dreapta. Pe primul pun în stânga, al doilea îl pun în mijloc și pe al treilea îl pun în dreapta. Jesus! Asta este a ta? Da.